La 20 iulie 1969, astronauții americani Neil Armstrong și Edwin Buzz Aldrin au devenit primii oameni care au ajuns pe Lună. Aproximativ 6 ore și jumătate mai târziu, Armstrong a devenit prima persoană care a pășit pe Lună. În timp ce făcea primul pas, Armstrong a spus celebrul citat: "Un pas mic pentru om, un salt uriaș pentru omenire." Misiunea Apollo 11 a avut loc la 8 ani după ce președintele John F. Kennedy a anunțat un obiectiv național de a trimite un om pe Lună până la sfârșitul anilor 1960. Apollo 17, ultima misiune cu echipaj uman pe Lună, a avut loc în 1972. Așadar, fără alte introduceri, iată povestea misiunii Apollo 11 și ce a văzut Neil Armstrong la sosirea pe satelitul nostru natural. Armstrong era atât de obsedat de zbor, încât și-a obținut permisul de pilot înainte de a învăța să conducă. Născut în Ohio în 1930, Neil Armstrong a dezvoltat o dragoste pentru zbor de la o vârstă fragedă, după ce a urmărit cursele aeriene și a citit despre realizările istorice ale fraților Wright. A construit modele de avioane din lemn de balsa, învățând în același timp despre ingineria și mecanica zborului. Armstrong a muncit din când în când în oraș pentru a-și plăti lecțiile de zbor de $9 pe oră și a obținut licența de pilot la vârsta de 16 ani, înainte de a învăța să conducă o mașină. Dragostea lui pentru zbor l-a propulsat să studieze ingineria aeronautică în facultate, să zboare în misiuni pentru armata americană în Coreea și să testeze avioane pentru Comitetul Național Consultativ pentru Aeronautică, organizație care a devenit în cele din urmă NASA. Experiența bogată a lui Armstrong i-a adus respectul celorlalți membri ai comunităților de explorare aeriană și a celei de explorare a spațiului, care tocmai se formase, ceea ce l-a făcut un comandant de misiune spațială bine calificat. Deși a pilotat peste 200 de aeronave diferite în cariera sa, Armstrong se considera un inginer căruia îi plăcea să rezolve probleme mai presus de orice. "M-am bucurat cu adevărat de oportunitatea de a contribui într-un fel la rezolvarea problemelor," a spus el odată. Istoria umanității a fost despre creșterea lentă a limitelor cunoașterii, la margini este întotdeauna o provocare. Promisiunea lui JFK a dus la demararea programului Apollo. Efortul american de a trimite astronauți pe Lună își are originea într-un apel pe care președintele Kennedy l-a făcut în fața unei sesiuni comune speciale a Congresului la 25 mai 1961. "Cred că această națiune ar trebui să se angajeze să atingă obiectivul înainte de sfârșitul acestui deceniu de a trimite un om pe Lună și de a-l readuce în siguranță pe Pământ." La acea vreme, Statele Unite erau încă în urma Uniunii Sovietice în ceea ce privește dezvoltarea spațială, iar America din epoca Războiului Rece a salutat propunerea îndrăzneață a lui Kennedy. În 1966, după 5 ani de muncă a unei echipe internaționale de oameni de știință și ingineri, NASA a efectuat prima misiune Apollo fără echipaj uman, testând integritatea structurală a combinației propuse de vehicul de lansare și navă spațială. Apoi, la 27 ianuarie 1967, s-a produs o tragedie la Centrul Spațial Kennedy din Cape Canaveral, Florida, când un incendiu a izbucnit în timpul unui test al platformei de lansare cu echipaj uman al navei spațiale Apollo și al rachetei Saturn. 3 astronauți au fost uciși în incendiu. În ciuda acestui eșec, NASA și miile sale de angajați au mers mai departe, iar în octombrie 1968, Apollo 7, prima misiune Apollo cu echipaj uman, a orbitat în jurul Pământului și a testat cu succes multe dintre sistemele sofisticate necesare pentru a efectua o călătorie și o aterizare pe Lună. În luna decembrie a acelui an, Apollo 8 a dus 3 astronauți pe partea îndepărtată a Lunii și înapoi, iar în martie 1969, Apollo 9 a testat modulul lunar pentru prima dată în timp ce se afla pe orbita Pământului. În luna mai a acelui an, cei 3 astronauți ai misiunii Apollo 10 au dus prima navă spațială Apollo completă în jurul Lunii în cadrul unei simulări pentru misiunea de aselenizare programată pentru luna iulie. Aselenizarea din 1969. La ora 9:32 la 16 iulie, sub privirile întregii lumi, Apollo 11 a decolat de la Centrul Spațial Kennedy, avându-i la bord pe astronauții Neil Armstrong, Buzz Aldrin și Michael Collins. Armstrong, un pilot civil de cercetare în vârstă de 38 de ani, a fost comandantul misiunii.
După ce a parcurs aproximativ 400.000 de kilometri în 76 de ore, Apollo 11 a intrat pe orbita lunară la 19 iulie. A doua zi, la ora 13.46, modulul lunar Eagle, la bordul căruia se aflau Armstrong și Aldrin, s-a separat de modulul de comandă unde a rămas Collins. Două ore mai târziu, Eagle și-a început coborârea pe suprafața lunară, iar la ora 16:17, nava a aterizat pe marginea sud-vestică a Mare Tranquilitatis. Armstrong a transmis imediat prin radio către centrul de control al misiunii din Houston, Texas, un mesaj devenit celebru. Eagle a aterizat. La ora 22:39, cu 5 ore mai devreme decât programul inițial, Armstrong a deschis trapa modulului lunar. În timp ce cobora pe scara modulului, o cameră de televiziune atașată la embarcațiune a înregistrat progresul său și a transmis semnalul pe pământ, unde sute de milioane de oameni au urmărit cu mare nerăbdare. La ora 22:56, când Armstrong a coborât de pe scară și a pus piciorul pe suprafața pulverulentă a lunii, a rostit celebrul său citat, despre care a susținut mai târziu că a fost ușor distorsionat de microfonul său. Aldrin i s-a alăturat pe suprafața lunii 19 minute mai târziu și împreună au făcut fotografii ale terenului, au plantat un steag american, au efectuat câteva teste științifice simple și au vorbit cu președintele Richard Nixon. La ora 1:11, pe 21 iulie, ambii astronauți s-au întors în modulul lunar, iar trapa a fost închisă. Cei doi bărbați au dormit în acea noapte pe suprafața lunii, iar la ora 13:54, Eagle și-a început ascensiunea înapoi spre modulul de comandă. Printre obiectele lăsate pe suprafața lunii se afla o placă pe care scria: aici, oamenii de pe planeta Pământ au pus pentru prima dată piciorul pe lună. Iulie 1969 după Hristos. Am venit în pace pentru întreaga omenire. La ora 17:35, Armstrong și Aldrin au reușit să se adnocheze cu succes și să se alăture lui Collins, iar la 22 iulie, la ora 12:56, Apollo 11 și-a început călătoria spre casă și a aterizat în siguranță în Oceanul Pacific la 24 iulie, la ora 12:50. Toate fotografiile din timpul plimbării Apollo 11 pe lună, cu excepția uneia, sunt cu Buzz Aldrin. Fotografia memorabilă pe care ați văzut-o în thumbnail-ul acestui clip nu îl reprezintă pe Neil Armstrong, ci mai degrabă pe Buzz Aldrin cu o mică reflexie a lui Armstrong în vizor. De fapt, dintre toate fotografiile realizate în timpul istoricei plimbări pe lună, doar una îl prezintă pe primul om care a pus piciorul pe suprafața acesteia. Deși îl puteți vedea pe Armstrong în imagini granulate, coborând pe scara modulului datorită unei camere exterioare, Aldrin nu a reușit să-l fotografieze pe Armstrong în timpul activităților extravehiculare. Singura imagine completă de înaltă rezoluție rămasă în istorie cu Armstrong în afara navei spațiale pe lună este o fotografie de peisaj în care apare un astronaut micuț într-un colț care scoate echipamente din modul cu spatele la cameră. Cu toate acestea, o cameră automată de 16 mm de pe modulul lunar a surprins de asemenea câteva cadre cu Armstrong și există o fotografie a piciorului său. Deși unii l-au acuzat de amărăciune pentru că a fost numărul 2, Aldrin a susținut că lipsa fotografiilor cu Armstrong nu a fost vina sa. El a spus că Armstrong a ținut camera în mână în cea mai mare parte a celor 2 ore și jumătate pe care le-au petrecut pe lună, fără să ceară niciodată o fotografie cu el însuși. Deoarece aveau atât de multe sarcini de îndeplinit, nu a fost o prioritate. Aldrin a afirmat mai târziu într-o autobiografie că regretă că nu s-a gândit să-i facă o fotografie mai bună lui Armstrong, dar fiind un tip atât de umil și de cuminte, Armstrong nu i-a purtat niciodată pică. Nu cred că Buzz avea vreun motiv să mă fotografieze și nici nu mi-a trecut prin cap că ar fi trebuit să o facă. Și-a amintit Armstrong în cartea lui James R. Hansen, Forceman, The Life of Neil A. Armstrong. Întotdeauna am spus că Buzz a fost mult mai fotogenic decât ceilalți membri ai echipajului. Armstrong a fost mai dedicat misiunii. Neil Armstrong și Buzz Aldrin au petrecut 2 ore și 36 de minute pe suprafața lunii, dar orice sărbătoare a fost secundară față de munca pe care trebuiau să o facă. Etica de muncă puternică a lui Armstrong și angajamentul față de un obiectiv mai mare decât el însuși au asigurat acest lucru. El a găsit câteva momente pentru a-i face poze lui Aldrin, dar cei doi bărbați și-au petrecut cea mai mare parte a timpului pregătind experimente, vorbind cu președintele Richard Nixon, plantând un steag și colectând aproape 50 de kilograme de roci lunare și alte materiale de la suprafață. Era de lucru, listele de verificare erau peste tot pe noi. Noi eram acolo ca să medităm, și-a amintit Armstrong.
Deși a intrat în istorie și a mers într-un loc pe care doar alți 12 oameni l-au vizitat, dorința copleșitoare a lui Armstrong de a-și duce misiunea la bun sfârșit a avut prioritate față de orice. Urmele lui Armstrong marchează încă suprafața lunii. Așa cum am spus, Armstrong și Aldrin au lăsat o placă comemorativă pe lună. Cu toate acestea, Neil Armstrong și Buzz Aldrin au lăsat și alte câteva amintiri permanente ale vizitei lor. Aldrin a realizat celebra fotografie cu amprenta de picior, care prezintă amprenta cizmei lui Aldrin pentru a arăta natura suprafeței lunare și efectele presiunii asupra stratului de praf. Această amprentă, precum și toate urmele pe care bărbații le-au lăsat în timp ce se plimbau, în timp ce își desfășurau cercetările, se află încă acolo mai bine de 45 de ani mai târziu. Deoarece luna nu are atmosferă și toată apa sa este înghețată, nu există vânt care să miște praful sau să provoace eroziune. Acesta este de asemenea motivul pentru care steagul american pe care cei doi bărbați l-au plantat s-a ridicat rigid, în mod intenționat, astfel încât să poată fi văzut în absența vântului. Astfel, Neil Armstrong și Buzz Aldrin au reușit un triumf istoric atunci când au devenit primii oameni care au pășit pe lună, marcând un moment de cotitură în explorarea spațiului și în evoluția umanității. Deși imaginea iconică a acelei zile îl prezintă pe Aldrin, contribuția esențială a lui Armstrong, reflectată în dedicarea sa către misiune și etica sa de muncă exemplară, rămâne o amintire vie, iar urmele sale pe lună continuă să servească drept simbol al curajului și al perseverenței umane în fața unor provocări aparent insurmontabile. Acesta a fost episodul nostru. Dacă ți-a plăcut, nu ezita să te abonezi la Doza de Istorie pentru mai multe videoclipuri interesante. Vă doresc o zi extraordinară!